vă rog să-mi spuneți propunere pentru viceprimar. Da. Doamna Chiron. Da, propun din partea consilierilor Partidului Social Democrat, pe domnul consilier local, apostul Dorin, care a mai fost viceprimar, este foarte bine pregătit pentru așa ceva. Activitatea pe care a desfășurat-o în anii trecuți a fost una foarte bună. Bârlădenii îl cunosc foarte bine și da. Solicităm colegilor să-l voteze. Vă mulțumesc. Doamnul Tăpăraș. Îmi propun din partea Partidului Național Liberal candidatura doamnei Carmen Bulacea în numirea noilor orientări ale partidului. Avem nevoie de cadre noi, un dosar curat, chiar dacă nu are experiență, apelăm la consilierea unor persoane foarte bine pregătite, care vor sprijini doamna Carmen Bulacea și vă asigur că va fi un viceprimar corect. Corect. Cu litere. Cu litere mari și dacă îmi permite. Alte propuneri mai sunt? Bogdan Sârbu, consilier independent, am propunut. În lumina celor spuse de domnul Tăpăraș, cu același mă place. Nu am mai zis. Nu am zis. Nu am zis. Nu Domnul Adrian Mihai se pregătește. Doamna Popor, urmează domnul consilier Răducanu. Domnul Roșca urmează. Nu, stați la poze. Am dreptul să vă arăt. Se pregătește domnul Sârbu Bogdan. Domnul consilier Sârbu, urmează doamna doctor Chiron. Prin spate, păi dar nu-ți place prin spate. E ca strâmbă ulei. Se pregătește domnul Tolirea sa. În urma înălătării voturilor, doamna a fost, doamna Bulacea 10 voturi, a fost Bulacea 10 voturi, Sârbu Bogdan. Lăsăm o pauză pentru pregătirea... În caz de balotare se organizează un nou tur de scrutin cu cei care s-au pregătit. Mai votăm o dată. Da. Așteptăm. Am luat pauză pentru alte ședințe ulterioare. Nu, nu am luat un tur de scrutin cu cei doi care s-au pregătit. Așa sunt dispozițiile legale. Imediat pregătim buletinul. Pregătim buletinul de vot cu cei doi care s-au făcut la egalitate. Respectiv, mai am o pauză de votul. Da. Mai am o pauză.
Domnul Apostol Dorin, 10 voturi pentru, doamna Bularda, 10 voturi pentru și un vot nu. Era normal. E când să avem. În urma votului nu s-a putut alege un viceprimar în municipiul Bârlad, deocamdată. Mai stă volul. Salut, 2 Declar închise lucrările ședinței.